Bine v-am găsit la Selectiv, emisiunea în care selectăm cele mai bune, cele mai interesante și cele mai valoroase articole de aici, de pe internet. Sunt Alex Șerban și cu mine prin Zoom este Gianni Sava. La mulți ani, Gianni, ce faci? Cum ești? La mulți ani și ție, Alex! Nu vine să cred că suntem deja în 2021. Wow! Da, nici mie nu-mi vine să cred că a trecut așa de repede un an și că suntem la un an de când am început emisiunea Selectiv. Și pentru că încă sărbătorim, vrem să vă arătăm câteva momente amuzante. Nu-i așa, Gianni? Da, să ne distrăm puțin de evoluția noastră. Haideți să vedem câteva momente amuzante din anul care a trecut și revenim. X-U. Atât? Domnule Dudar, dați-mi dude din dudul dumneavoastră de dincolo de drum. Bun, putem începe acum. În final ne urăște căznicii binecuvântate. Ne urăște? Vreau să zic ne urează. Nu urăți căznicii. Eu. Și în final... Iar... Și în final ne urează căznicii binecuvântate. Bine ați revenit și astăzi. Suntem Gianni și Alex și astăzi vom selecta cele mai bune. Nu? Bine. Azi, azi, azi. Ok. Azi, azi, azi. Ok. Ce prostie am zis. Vreau să mai facem o dată. Pe care îl găsim în Faptele Apostolilor numărul 8. Faptele Apostolilor numărul 8? Ce? Ai zis numărul 8. Ai zis Faptele Apostolilor numărul 8. Am vrut să zic capitol. Okay. Am zis, Filip, că e ceva stradă. Am o mulțime de prietene creștine care își doresc să grăbească bărbatul potrivit. Da, și să-l grăbească. Haide, grăbește-te! Am revenit, dragi telespectatori, sperăm că v-ați distrat de greșelile noastre din anul trecut. Ce să faci, Gianni, se mai întâmplă. Am învățat și noi multe lucruri, dar ne-am bucurat împreună de aceste momente și dacă doriți să le vizualizați, puteți intra pe pagina noastră de Instagram, acolo avem toate bloopers-urile, fazele astea amuzante cu noi. Da, acolo pe Instagram puteți vedea mai multe momente amuzante, mai multe lucruri pe care nu le vedeți la televizor, pe emisiunea.selectiv pe Instagram și vă mulțumim că ați fost cu noi pe parcursul anului ce a trecut, ne bucurăm așa de mult să intrăm într-un nou an, este primul episod din acest an și am pregătit câteva articole foarte interesante care să ne pregătească pentru acest an nou. Primul articol este o rețetă, vrem să... Pentru prima dată aici la Selectiv vrem să vă prezentăm o rețetă. Care este această rețetă, Gianni? Și prezintă-ne o tu. Sigur, vrem să gătim ceva bun anul acesta de sărbători și nu numai de sărbători, ci pentru tot anul. Articolul nostru se intitulează Rețetă pentru un an bun. Pentru toate gospodinele, dar nu numai, puteți și voi bărbații să luați această rețetă pentru viața voastră. Se iau 12 luni și se curăță foarte bine de amărăciune, mândrie, ură, invidie, frică, irascibilitate și stres. Se împarte fiecare lună în 28-31 de zile, după caz, astfel că proviziile să ajungă exact un an. Fiecare zi se prepară separat. O parte muncă, o parte liniște, o parte veselie și umor. Se mai adaugă și trei linguri de optimism, o linguriță toleranță, o priză de bun simț și o picătură de speranță. Peste aluatul astfel obținut, se toarnă apoi dragoste din belșug. Preparatul gata făcut se împodobește cu un buchețel de curaj și de încredere în sine. Se servește zilnic, cu bucurie, la o ceașcă de cafea, înviorătoare și cu încredere inepuizabilă în Dumnezeu. Prezenta rețetă nu se compensează, ea este gratuită și se transmite liber, însoțită de la mulți ani.
La mulți ani tuturor celor care ne urmăriți încă o dată și sperăm să puneți în practică această rețetă pentru anul nou și vom încerca și noi să o punem la rândul nostru. Asta a fost o rețetă așa foarte interesantă pentru acest an, dar mai avem încă două articole pregătite pentru voi și Alex, rog să citesc primul articol. Primul articol se numește Un an nou și este preluat de pe site-ul creștintotal.ro. Ne așteaptă înainte un nou an. Fiecare din noi avem așteptări și dorințe pe care le-am vrea realizate. Toate acestea se pot împlini dacă ne apropiem de Dumnezeu. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Așa gândea Asaf și cred că așa ar trebui să punem problema fiecare din noi. Nu poți realiza nimic fără Dumnezeu, poți doar avea succes pentru o vreme, prieteni pentru o vreme și poate ceva bani pentru o vreme. Toate însă se duc la un moment și vor rămâne inimile goale și dorința după altceva. Toți oamenii care s-au apropiat de Dumnezeu au avut parte de biruințe deosebite. Practic, promisiunea lui Dumnezeu pentru ei s-a împlinit în momentul în care au căutat împărăția lui, sfințenia, viața curată. Au primit toate celelalte în funcție de nevoile fiecăruia. Și vreau să ne oprim un pic aici, pentru că foarte mare dreptate are autorul acestui articol. Așa este, atunci când noi căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, sfințenia și o viață curată, trăită aproape de Dumnezeu, atunci toate celelalte lucruri, după cum Iisus ne-a promis, ne vor fi date de la Dumnezeu. Și cum începe și articolul, zicând, fiecare dintre noi avem așteptări și dorințe pe care le-am vrea realizate. Toate acestea se pot împlini dacă ne apropiem de Dumnezeu. Și mai ales anul acesta este un fresh start, cum am zis, începem așa nou, o carte nouă, ceva super fresh și super nou, nimic nu s-a întâmplat deocamdată anul acesta și putem să fim ceea ce n-am fost, putem să facem ceea ce n-am făcut până acum, dar toate aceste lucruri trebuie să le punem în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu este credincios să le îndeplinească pentru noi dacă sunt după voia Lui. Așa este, începem un nou capitol, e ca și cum am întoarce pagina unei cărți și pagina este albă și trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să scrie povestea mai departe. Gianni, te invit să citești următoarele paragrafe din acest articol. Nu este o perioadă mai bună ca aceasta, în care să ne apropiem de Hristos, începutul și sfârșitul. Să încep cu El și să o sfârșești cu El este cea mai mare binecuvântare. Să ne bucurăm! Când cei mai mulți oameni par triști pentru că lasă în urmă o perioadă de cadouri și zile libere, melancolici pentru ce a trecut și fără chef, noi să arătăm celorlalți că nădejdea noastră este în Hristos. Pâinea vieții, că bucuria noastră nu stă în trecutul nostru, ci în prezentul cu Dumnezeu, care ne dă har în fiecare zi. Este o provocare să fii optimist, dar când ești cu Dumnezeu, nu poți să fii altfel. Indiferent de vești, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru posibilitatea unui an nou. Așa este, suntem foarte mulțumitori. Mă gândeam și chiar vorbeam înainte de emisiune cu Filip, cel care ne ajută pe partea tehnică, că toată lumea a așteptat să treacă anul acesta, că toată lumea, adică mă refer la 2020, toată lumea a așteptat să treacă anul acela crezând că odată cu el vor trece și problemele. Dar, bineînțeles, problemele nu, odată ce s-a terminat 2020, toate problemele au zis gata, coronavirusul a zis gata, eu mă retrag din lume, mi-a expirat anul. Nu este așa. Însă nădejdea noastră trebuie să fie în Dumnezeu, pentru că dacă problemele rămân, aceeași nădejde trebuie să avem și noi cum am avut-o și în anul trecut. Așa este și nu trebuie să ne pare rău, poate că nu s-au întâmplat anumite lucruri în viața noastră sau s-au întâmplat anumite lucruri în viața noastră care n-am vrut să se întâmple, ci să avem întotdeauna speranța și bucuria, cum zice aici, să ne bucurăm, pentru că Dumnezeu vrea să lase multă bucurie în viața noastră, în fiecare zi din viața noastră și nu contează că avem poate un an, poate greu care ne stă în față, alții zic că 2021 o să fie mai rău decât 2020, alții spun ok, ne-am obișnuit deja cu greu, ce poate să fie mai rău de atâta, dar cred că noi ca și creștini trebuie să avem întotdeauna speranța și credința în Dumnezeu și în același timp să ne și bucurăm de fiecare zi care Dumnezeu ne-o dă să avem viață în ea și să trăim. Așa este, noi creștinii știm că viața cea mai bună nu este aici, și viața cea mai bună va fi atunci când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Sunt alte religii care spun că, de fapt,
viața veșnică va fi aici pe pământ, dar sunt convins că nu e așa, pentru că lumea asta va merge din rău în mai rău. Însă noi, cei care avem încrederea în Dumnezeu și ne-am pus încrederea în El, noi știm că dincolo de moarte ne așteaptă o viață mai bună. Așa este. Și dacă tot vorbeam de anul trecut și cum oamenii au sperat ca anul acesta să fie mai bine și să treacă problemele, nu puteam să începem anul așa cum l-am și terminat, adică cu un articol de la Tony Berbece. Și articolul se numește Anul în care ne-am plâns. Și o să te rog pe tine, Gianni, să citești primele paragrafe și să discutăm, să vedem despre ce vorbește Tony aici. Acest articol de la Tony Berbece a fost scris în luna decembrie anul trecut și face referire la tot ce s-a întâmplat în anul 2020, cel puțin la atitudinea noastră față de anul 2020. Ne-am plâns că n-am călătorit destul anul acesta ca în anii trecuți. Ne-am plâns că n-am mai zburat suficient. Ne-am plâns că n-am mai avut concedii în Grecia, dar nu ne-am plâns că n-am zburat prea des între cer și pământ prin rugăciune. Nu ne-am plâns că n-am vizitat destul de des tronul de har pentru a cere iertare și îndurare. A zbura mai puțin pe cerul acesta văzut de ochi de carne, pentru că a zbura prea puțin în cerul pe care îl poate atinge doar un duh al rugăciunii. Ne-am plâns că ni s-a pus măști pe figură, că până și pe stradă trebuie să o purtăm. Ne-am plâns că ne-au prostit cu măștile lor contrafăcute fără nicio putere de protecție, dar nu ne-am plâns și nu prea ne plângem că ni se pune pe gură filtrul satanei, că prin gurile noastre să iasă doar ceea ce le gâdile lor urechile. Nu ne-am plâns că ne-au cenzurat scriptura și că ne-au băgat călușul în gură. Nu ne-am plâns nici când ne-au pus zăbala în gură prin care ne conduc doar spre ceea ce vor ei să audă și nu spre o chemare la curăție. Azi nu vedeți că nu vor să mai audă de păcat? Ne-au distorsionat credința, ne-au tăiat-o cu toporul toleranței lor, iar noi am tăcut și am acceptat masca pe figură ca să nu ni se mai audă clar cuvântul chemării la Hristos. Ce zice Alex? Da, Tony sublinează aici lucrurile de care ne-am plâns și ne-am plâns și-i drept anul acesta, dar el vrea să spună că nu ne-am plâns de lucrurile de care trebuia, de fapt, să ne plângem în anul care a trecut. Și mai departe continuă cu lucrurile de care ne-am plâns și spune că ne-am plâns, că ne-au închis restaurantele, că nu mai putem mânca în oraș, iar acum că a venit frigul, nici pe terase nu ne mai putem mânca meniul de la fast food. Ne-am plâns că mâncăm pe furiș prin mall-uri ca să nu ne vadă paznicii sau pe capota mașinii în parcare. Dar cât s-au plâns când ne-au închis bisericile ca să nu ni se mai dea pâinea vieții prin ele și să nu mai avem părtășie stând la cina Domnului cu Hristos, împărtășindu-ne cu trupul și sângele său prin pâine și vin. Ne-a părut rău și ne pare rău după mesele din moluri, care stau una peste alta, dar câți mai tânjesc după masa Domnului, după părtășia cu frații? Haideți să nu ne mai plângem atât de lipsa lucrurilor acestora pieritoare, ci să ne plângem mai degrabă când le pierdem pe cele veșnice, iar El ne va da belșug, indiferent de cât de păgubiți vom fi pe pământ. De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui, spune în plângerii lui Ieremia 3:39. Ce zici, Gianni? Ne-am plâns anul acesta, așa-i? Și de fast food-uri și de tot ce enumera el aici. Mie mi-a părut mai mult rău că nu am reușit să călătoresc anul trecut atât de mult pe cât aș fi vrut, dar sunt recunoscătoare pentru vacanța care am avut-o noi ca și familie împreună în Franța. A fost o binecuvântare și am văzut cum Dumnezeu și în mijlocul pandemiei a deschis o ușă ca să putem să călătorim și să ne bucurăm împreună cu familia. Da, chiar a fost o minune și a fost așa de fain totuși timpul ăsta că am putut să stăm mai mult cu familia, chiar dacă am fost cumva închiși, blocați în casă, dar a fost un timp fain în care am petrecut cu familia, am făcut lucruri noi, am citit împreună din Biblie, eu cu soția mea, pentru că înainte cum lucram amândoi nu aveam așa de mult timp să facem asta, iată că acum Dumnezeu ne-a oferit timpul ăsta în care să stăm împreună și am făcut așa de multe lucruri pe care înainte nu aveam timp să le facem. Cred că ar trebui decât să ne plângem, mai bine să ne bucurăm pentru lucrurile astea și să ne propunem în anul care vine să ne plângem mai puțin și să facem mai multe lucruri în familie care îi aduc, mai ales lucruri care îi aduc plăcere lui Dumnezeu. Are dreptate, Tony, ce spune aici în articol, că de cele mai multe ori ne plângem, ca și oameni, ne plângem că nu ne ies lucrurile așa cum vrem. Adevărul este că ne-am plâns foarte mult anul trecut de așa de multe lucruri, de mască, mai ales de toate
restricțiile care ni s-au impus, dar, cum a zis și Tony, poate nu am protestat atât de mult, nu ne-am plâns așa de mult de lucrurile care contează, de faptul că ne-am mai putut să mergem la biserică, de faptul că nu ne-am mai avut o părtășie cu prietenii și cu familia noastră de la biserică. Și anul acesta nu știm cum o să fie, nu știm dacă bisericile vor fi închise, nu știm dacă vom sta iară în casă, nu știm lucrurile care se vor întâmpla. Ceea ce știm cu siguranță este că prezența lui Dumnezeu este pentru fiecare dintre noi și bucuria lui este pentru fiecare dintre noi. Și asta trebuie să o alegem anul acesta, să ne bazăm pe prezența lui, pe bucuria lui și pe tot ceea ce Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze anul acesta. Și așa e, Gianni, ai mare dreptate și cred că în anul care ne stă în față trebuie mai mult să ne propunem să ne apropiem de Dumnezeu prin toate mijloacele pe care El ni le-a lăsat, prin citirea cuvântului, prin rugăciune, să mergem la biserică, nu doar de dragul de a merge la biserică, ci ca să fim într-o comunitate de oameni care laudă împreună pe Dumnezeu, să facem toate lucrurile acestea, postul, să ne notăm, să cântăm, să ne închinăm prin cântec lui Dumnezeu. E foarte important să facem lucrurile astea zi de zi. Haideți să ne propunem împreună în anul care urmează să facem aceste lucruri. Și, Gianni, dacă ai un cuvânt de final acum, la sfârșitul primului episod din anul 2021. Sigur, Alex, la fel cum am spus și în episodul trecut, vă îndemn pe fiecare dintre voi să faceți o listă cu lucrurile care vi se par imposibile și ați vrea să vi se întâmple anul acesta. Lucruri pe care Dumnezeu ați vrea să le facă în viața voastră, să vă uimească, puneți-le în încercare și cel puțin scrieți acolo 10 lucruri care ați vrea să se întâmple în anul 2021 pentru voi. O să vedeți că Dumnezeu este credincios și la sfârșitul anului 2021 veți putea spune Ebenezer, până aici Dumnezeu ne-a ajutat și veți vedea credincioșia Lui în cele mai micuțe detalii în viața voastră. Deci luați o foaie, scrieți anul 2021 și 10 lucruri pe care doriți să se întâmple în viața voastră. Mulțumim, Gianni, pentru aceste sfaturi. An nou fericit ție, an nou fericit tuturor celor care ne-ați urmărit până acum în acest episod și pe tot parcursul anului 2020 și vă invităm să ne urmăriți la fiecare episod și în anul 2021. Ne găsiți aici la Credo TV și pe platformele de podcasting, pe YouTube, pe Facebook, știți voi. La mulți ani și ne vedem săptămâna viitoare!